Înainte să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, aș vrea să spun mai întâi de toate un călduros bun venit celor care poate au ajuns chiar astăzi în adunarea noastră de tabără. Ne bucurăm că Dumnezeu va ajuta să ajungeți cu bine în locul acesta și fie ca rugăciunile dumneavoastră cele mai fierbinți să fie ascultate de bunul Dumnezeu. În același timp, aș vrea să fac puțină publicitate înainte de a vă îndemna să ne rugăm și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Buletinul meteorologic de astăzi nu a arătat în mod fizic, nu a arătat deloc ploaie. Dar după cum puteți vedea în această după-amiază, în mila și în bunătatea lui Dumnezeu, am avut parte de ploaie. Și lăudăm pe Dumnezeu, totuși a fost o ploaie liniștită, a fost o ploaie de care ne putem bucura și credem noi că această ploaie a fost necesară peste pământul care este însetat. Însă, în același timp, vreau să vă spun, din punct de vedere spiritual, buletinul meteorologic al cerului a anunțat astăzi ploaie, ploaie, o revărsare proaspătă a Duhului Sfânt încă din dimineața aceasta. Vreau să vă spun un lucru și nu este o, nu este o exagerare ceea ce voi spune la momentul acesta. De-a lungul lucrării pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o și am reușit să o fac până la momentul acesta, Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea să ascult cuvântul lui Dumnezeu de mai multe ori în viață. Dar aș vrea să vă spun că mesajul ce ne-a fost adus de Dumnezeu în această dimineață prin slujitorul lui Dumnezeu, fratele Marco, a fost direct de sus de la tronul lui Dumnezeu. Îmi pare foarte rău pentru toți aceia dintre dumneavoastră care n-ați putut fi alături de noi în această dimineață. Dumnezeu știe mai bine în ce activitate am fost găsiți și de ce nu am putut fi alături de frații și surorile ce s-au găsit în cort dimineața la ora 10 și jumătate. Vă recomand din toată inima să nu pierdeți mesajul acesta. Este un mesaj care a fost înregistrat, este un mesaj care a fost transmis în direct din locul acesta pe pagina 3 Soli Îngerești. Apropo, care a fost titlul, frate Marco, în această dimineață? Și tu ai probleme cu titlurile. Dar vă recomand, este mesajul de la ora 10 și jumătate din această dimineață. Frații mei, vreau să vă spun, am avut o solie venită direct din partea lui Dumnezeu. Iisus bate la ușă, a fost, a fost subiectul ce a fost prezentat cu puterea și ungerea Duhului Sfânt. Vă recomand din toată inima, toți aceia care veți avea posibilitatea, mergeți în Acasă, în mașină, în pe drum înapoi spre casă, aici sau unde veți fi, și luați-vă timp să ascultați mesajul acesta, vă, vă provoc să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și veți descoperi apelul pe care Dumnezeu îl face inimii fiecăruia dintre noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit și mie privilegiul acesta de a asculta și de a primi înfiorare din partea lui Dumnezeu prin Solia care a fost adusă. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe slujitorul său, pe fratele Marco. Amin? De aceea, înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, aș vrea să vă invit să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm din nou. Tată nostru care tronezi în ceruri, Doamne Dumnezeule, Tu care privești de sus asupra fiecăruia dintre noi. Doamne, mai este foarte puțin și tabăra aceasta se va sfârși. Timpul trece foarte repede. Dar un lucru este sigur, Doamne. Inima niciunuia dintre noi nu va mai rămâne la fel. Fie ne vom apropia mai mult de Tine și vom lăsa ca sub influența Duhului Sfânt, în ploaia învățăturilor tale, inima noastră să se înmoaie sau inima noastră se va împietri. Fie că ne dăm seama de lucrul acesta, fie că ne dăm, nu ne dăm seama. Nimeni dintre noi nu va mai rămâne același. Doamne, mă rog pentru mine și pentru copiii tăi care sunt adunați în locul acesta. Am auzit de atâtea ori cuvântul vieții, Chiar și în ocazia aceasta, și tu bas la inima fiecăruia dintre noi. Doamne, trezește-ne tu înainte de a fi prea târziu. Pune în mintea noastră, Doamne, o dorință de a îndrepta gândurile și inima noastră spre cuvântul tău și spre cele cerești. Îndepărtează, Doamne, de la noi gândurile de zi cu zi, comportamentul superficial, indiferent. Și te rugăm, Doamne, botează-ne cu Duhul Sfânt. Vorbește-ne și în seara aceasta prin cuvântul tău. Deschide-ne ochii, Doamne, ca să putem înțelege lucrurile minunate din legea ta. căci te am rugat în numele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin. aș bucura adolescenții sau tinerii care nu au îngrijă copii mici la rândul lor să își găsească loc în sală lângă părinți sau lângă cineva care i în grijă în felul acesta, vom putea să fim cu toții atenți la cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm ca sămânța cuvântului sfânt să găsească un loc bun în inima fiecăruia dintre noi. Mulțumesc foarte mult. Frații mei, aș vrea să vă întreb: suntem gata să ascuțim Sabia în această seară? Suntem gata să o ascuțim pentru că se apropie curând un moment în istoria acestui pământ când vom auzi și noi un mesaj din partea lui Dumnezeu, așa cum a auzit Apostolul Petru: Petre, scoală te taie și mănâncă. Și mesajul acesta avea de-a face cu chemarea lui Dumnezeu pentru a merge și a vesti Evanghelia lui Dumnezeu în lumea păgână de atunci care pirea în lipsă de cunoștință de Dumnezeu. Și în curând Dumnezeu ne va chema pe fiecare dintre noi să punem la lucru sabia Duhului Sfânt. Dar pentru aceasta este nevoie ca să fie ascuțită și să fim în stare să, mân să mânuim cu dibăcie cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin? Începând din seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, direcția pe care o voi lua cu ajutorul Duhului Sfânt începând din seara aceasta, dacă în aceste zile, până în clipa aceasta de tabără, ne-am concentrat atenția asupra experienței ploii timpurii și a ploii târzii și am subliniat foarte multe fațete în studiul nostru cu privire la acest subiect, și cred că dacă am alege să vorbim un an întreg doar despre subiectul acesta, nu am putea epuiza tezaurul comorilor lui Dumnezeu ce se găsește în Sfânta Scriptură. Însă, începând din seara aceasta, ne vom îndrepta atenția asupra cuvântului sigur al profeției. Și este obiectivul meu și cred că și al fratelui Marco, slujitorului Dumnezeu, alături de mine, ne vom concentra ca sub influența lui Dumnezeu să putem descoperi împreună realitatea faptului că suntem la sfârșitul istoriei acestui pământ. Și da, există posibilitatea ca unii dintre noi să spunem și acum șase ani am mai auzit lucrul acesta, frate Andrei, și acum patru ani am mai auzit lucrul acesta, frate Andrei, și acum doi ani am mai auzit lucrul acesta, frate Andrei, că suntem într-un timp în istoria acestui pământ când vremurile se schimbă și suntem într-un timp foarte urgent. Frații și surorile mele, mă gândesc la noi, care timp de 120 de ani a avut același și același mesaj. Și din câte mi-aduc aminte și am citit, mulți dintre cei care au fost alături de noi și au participat în lucrarea lui Dumnezeu în primii ani în care noi adresa mesajul acesta, pe măsură ce ploaia nu cădea. Pe măsură ce acele judecăți ce erau anunțate din partea lui Dumnezeu nu se întrezăreau la orizont, mulți dintre cei care erau alături de noi în lucrarea lui Dumnezeu au părăsit tuneltele pentru pregătirea corabiei în sal pentru salvarea de suflete și s-au angajat în a construi, în a zidi, în a mânca și a bea, ba chiar în a lua în ridiculizare și în bajocură solia lui Dumnezeu. Eu mă rog din toată inima să nu fim unii dintre aceștia care să spunem am mai auzit aceste lucruri. Am mai auzit această veste că venirea Domnului Isus Hristos este foarte aproape. Frații mei, este foarte aproape, este chiar la uși. Motivul pentru care încă Domnul Hristos nu a dat drumul la vânturi. Este doar din milă pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru dumneavoastră, în dorința sa ca noi să fim pregătiți și să avem o temelie pentru vremurile grele care stau înaintea noastră, în fața fiecăruia dintre noi. Și de aceea, în seara aceasta, voi pune o temelie pentru un pasaj biblic din Cartea Apocalipsei, capitolul 18. Nu voi deschide acest capitol în seara aceasta. Dar este un mesaj temeinic ce ne va ajuta să aprofundăm mai bine expresii ce sunt legate de evenimente profetice în Apocalipsa, capitolul 18. Vreau să deschidem Biblia în Luca, la capitolul 24. Luca 24, și am vrea să citim împreună de aici, de la versetul. Luca 24, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 44. Luca 24, de la versetul 44. Privi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și vom încerca să mergem pas cu pas. Va fi un studiu biblic, nu atât de mult o predică, dar îmi doresc ca mesajul acesta să ajungă la mintea noastră intelectuală, în primul rând, și spiritual, pentru ca să putem înțelege vremurile în care noi trăim și ce este chiar după colț în istoria acestui pământ ce vine în fața copilului Dumnezeu. Luca 24, citim de la versetul 44, Biblia ne spune astfel. Apoi l-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Atunci, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Ne oprim. Domnul Hristos, înainte de a se înălța la cer și a-i lăsa pe ucenici, în lucrarea aceea, în mandatul acela ce le-a fost încredințat de Dumnezeu, de a duce Evanghelia până la margine pământului, a recapitulat cu ei solia adevărului prezent, ce trebuia să fie proclamată sub ungerea Duhului Sfânt în ploaia timpurie începând cu ziua cinzecimii. Și de aceea, Hristos a recapitulat cu ei toate acele profeții mesianice ce vorbeau, spune Biblia în versetul 46, despre patimile Domnului Isus Hristos, ba chiar despre moartea Domnului Isus Hristos pe cruce și despre faptul că el avea să învieze în a treia zi. Și pentru a le arăta că nimic din ceea ce s-a întâmplat în experiența lor a lui și a lor. Nu erau o pură întâmplare, ci toate acele evenimente au fost profetizate în Biblie. Hristos le-a deschis mintea ca să poată înțelege cuvântul lui Dumnezeu și a plimbat prin Sfânta Scriptură, prin mai multe capitole din Biblie, prin mai multe cărți ale cuvântului Dumnezeu. Și sunt amintite aici trei direcții unde sunt prezentate în Biblie profeții mesianice. Biblia ne spune în versetul 44, Hristos le-a deschis cuvântul lui Dumnezeu în legea lui Moise, adică primele cinci cărți ale Bibliei, apoi le-a deschis cărțile prorocilor și nu în cele din urmă salmi Și când vorbim despre psalmi, vorbim despre psalmi, proverbe, Eclesiastul, cântarea cântărilor. În toate aceste direcții din Cuvântul lui Dumnezeu erau profeții clare care vorbeau despre patimile sau suferințele Domnului Hristos, despre moartea Domnului Hristos și nu în cele din urmă despre momentul învierii Domnului Hristos. E clar lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Acum, noi ne vom concentra. Asupra unei profeții mesianice dintr-una dintre aceste trei direcții, și anume din cartea Psalmi. În cartea Psalmi sunt foarte multe profeții mesianice ce arătau la viața, lucrarea, patimile, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Unul din psalmii aceștia este psalmul 2. Unii dintre dumneavoastră ați avut ocazia să mă auziți predicând din psalmul acesta de curând, undeva într-o campanie de evangelizare lângă Râmnicul Sărat, alții au fost alături de mine în zona negrește țara Oașului. Însă, atunci am adus doar o frântură și cu bul de escavatorul Duhului Sfânt am atins doar suprafața cuvântului Dumnezeu. Începând din seara aceasta, vom merge adânc, vom săpa adânc pentru a înțelege Paralela dintre experiența Domnului Isus Hristos și ce vine peste poporul lui Dumnezeu foarte curând, peste fiecare dintre noi și trebuie să fim gata. Vă spuneam că vreau să studiem și să aprofundăm salmul al doilea. Mergem în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul numărul 13 și vrem să confirmăm într-adevăr că în salmul al doilea, sunt prezentate profeții ce îl aveau în centru pe Domnul Hristos, patimile lui, moartea lui și, într-un mod special, momentul învierii lui. Ba chiar în psalmul acesta este prezentată atitudinea și lucrarea lui Dumnezeu pe care avea să o aibă odată ce avea să fie înălțat la cer. Faptele Apostolilor capitolul numărul 13, citim de la versetul, haideți să citim de la versetul numărul 27 ca să înțelegem contextul. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor, n-au cunoscut pe Isus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. De unde citeau acești oameni în fiecare sabat? Din proroci. Cu alte cuvinte, ei citeau despre experiența prin care avea să treacă Domnul Hristos în fiecare sabat, auzeau lucrul acesta și cu toate când s-au împlinit în fața ochilor lor, n-au văzut nimic. E posibil ca și noi să avem o astfel de experiență? Mă înspăimântă gândul frații mei. Ca și noi să fim în en adunări de tabără, să învățăm și să citim despre aceste lucruri și lucrurile despre care am învățat de atâtea ori când se vor întâmpla în fața ochilor noștri să fim în tabără greșită împotriva lui Dumnezeu. Ia ascultați ce spune Biblia. Versetul numărul 28. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți și el s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt marturii lui înaintea norodului. Câte zile s-a arătat Domnul Hristos înainte de înălțarea sa? 40 de zile. Versetul 32. Și noi vă aducem vestea aceasta bună. Că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu, a împlinit-o pentru noi Ce în făgăduința a împlinit-o Dumnezeu pentru noi? Copiilor, înviind pe Isus, subliniați, înviind pe Isus. După cum este scris în psalmul al doilea Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut Apropo Expresia aceasta din salmul al doilea care este repetată aici în fapte 13 Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut Nu are de a face cu momentul nașterii, apariției Domnului Isus Hristos Ci expresia tu ești fiul meu, astăzi te-am născut Are de a face cu momentul Învierii, spune clar cuvântul lui Dumnezeu Asta pentru că pasajul acela din, din psalmul 2 este adesea folosit de unii pentru a susține că Hristos are un început în veșnicia aceasta Frații mei, închid această paranteză pentru că este un subiect în sine însuși Acum, vreau să rețineți, în psalmul al doilea este prezentată o profeție care vorbește chiar despre momentul învierii lui Hristos Câți ați înțeles lucrul acesta? Bun, mergem în psalmul al doilea. Psalmul 2, psalmul 2 și vrem să citim de la versetul 1. În psalmul acesta este prezentat un complot, este prezentată o conspirație, este prezentată o uniune secretă, o întâlnire a împăraților pământului ce se sfătuiesc și complotează și uneltesc făcând planuri împotriva lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în Psalmul 2 de la versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă sau gândesc popoarele lucruri deșarte, semnul întrebării. Împărații Pământului se răscoală, și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem lanțurile și să scăpăm, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Vreau să observați de la versetul 1 la versetul 3 sunt prezentați Împărații Pământului, domnitorii Pământului, cum se sfătuiesc, spune Biblia. Cum cugetă lucruri de șarte împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului Său. Ba mai mult decât atât, în psalmul acesta, nu doar că împărații Pământului sunt prezentați uneltind, sfătuindu-se, complotând împotriva lui Dumnezeu, și a unsului său, Biblia vorbește chiar despre judecătorii pământului ce primesc o avertizare din partea lui Dumnezeu să fie atenți ce poziție vor lua față de Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia în Psalmul 2. Psalmul 2 citim de la versetul numărul 10. Ascultați ce spune Biblia. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, Luați învățătură judecători ai pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Observați în versetul numărul 10, avertizarea lui Dumnezeu nu este adresată doar împăraților pământului și judecătorilor pământului. Întrebare. Care este autoritatea pe care o au judecătorii pământului? Ce este în mâna judecătorilor pământului? Legea. Legea civilă. Da? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi avertizează pe aceștia care au în mâna lor legea, legea civilă, cei care influențează diferitele legi ale statului să fie foarte atenți, să nu se răscoale și să nu uneltească alături de liderii lumii, alături de împărații pământului împotriva lui Dumnezeu. Acum, împotriva cui spune Biblia că sunt aceste sfaturi, aceste uneltiri, aceste gânduri de șarte, după cum spune Psalmul 2. Priviți ce spune Biblia din nou, citim de la versetul numărul 2. Împărații pământului se răscoală și Domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Frații și surorile mele, dați-mi voie să vă întreb: Cine este numit în Biblie Unsului Dumnezeu? Cine este numit în Biblie? unsul lui Dumnezeu. Puneți un semn aici în Psalmul 2 pentru că ne vom întoarce din nou. Mergem în Scriptură, în cartea Daniel la capitolul 9. Daniel capitolul 9. Cine este numit în Biblie unsul lui Dumnezeu? Ia ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Daniel capitolul 9 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 25. Să știi dar și să înțelegi Că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, adică cine? Mesia. De deci cine este unsul? Mesia, împărații pământului, cugetă gânduri de șarte, plănuiesc și se sfătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său, adică împotriva lui Mesia. Cine este acest Mesia, frații mei? Este nimeni altul decât Domnul. Hristos. Haideți să deschidem Biblia. Mergem în Ioan la capitolul 1. Dragii mei, eu știu că dumneavoastră cunoașteți aceste lucruri, dar sunt oameni care vor asculta poate pentru prima dată prezentările acestea. Și cum povestea un frate astăzi la experiență, spune frate Andrei, când Dumnezeu m-a ajutat să mă întorc la el și Dumnezeu m-a pus în contact cu predicile tale, Lucrul pe care l-am apreciat foarte mult a fost simplitatea în vorbire, faptul că nu folosiți niște termeni din acestea complicați și faptul că la orice cuvânt pe care îl spuneați, orice declarație, ne trageți măcar două, trei săgeți din Biblie cu versete din Sfânta Scriptură. Și în lucrul acesta a dus convingere în inima mea. Și de aceea, nu atât de mult numai pentru cei care suntem aici, cât pentru cei care ne ascultă prin mijloacele de comunicare, pentru cei care vor asculta prezentările acestea înregistrate. Noi trebuie să arătăm poziția noastră cu stă scris. Amin. Și de aceea vreau să aveți puțină răbdare, știu că cunoașteți, de dragul celor care n-au auzit niciodată aceste lucruri. Mergem în Ioan, capitolul 1, vrem să citim de la versetul numărul 40. Unsul este Mesia. Ia ascultați ce spune Biblia. Unsul este Mesia. Priviți ce spune Biblia aici. Ioan 1 de la versetul 40. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis Noi am găsit pe Mesia. Cum zice Daniel la Mesia? Unsul, dar aici, care tălmăcit înseamnă Hristos. La Mesia îi spunem unsul sau Hristos. Ioan capitolul 4, vrem să citim de la versetul 25. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 4, de la versetul 25, Biblia spune așa. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, adică unsul, căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Deci cine este unsul lui Dumnezeu? Cine este Mesia? Este Domnul Iisus Hristos. Clar și aspectul acesta din Biblie? Mergem în psalmul 2 din nou ca la matematică. Cum aflăm necunoscutele? Le trecem din nou în ecuația aceasta biblică ca să aflăm rezultatele. Mergem în, în psalmul 2 și citim din nou psalmul 2 de la versetul 1. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Psalmul 2 de la versetul 1. Și rugăm ca Duhul Sfânt să continue să reverse în mintea fiecărui dintre noi și în mintea mea claritate ca să putem înțelege cuvântul Său. Vrei ce spune Biblia? Psalmul 2 de la versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte, semnul întrebării? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, împotriva Domnului și împotriva Domnului Hristos, zicând. Fiți atenți ce zic ei în complotul lor. Ei alături de judecătorii pământului să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cu alte cuvinte, împărații pământului și judecătorii pământului complotează, se sfătuiesc, strigând: "Dumnezeu prezintă gândurile lor, să scăpăm, să rupem legăturile lor, să rupem lanțurile lor. Ce sunt aceste legături? Ce sunt aceste lansuri pe care împărații Pământului și judecătorii Pământului vor să le rupă în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu? Aceste legături, aceste lansuri, nu sunt nimic altceva decât poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu care ne cheamă la închinare adevărată. Mergem în Ieremia la capitolul 5. Împărații Pământului spun să rupem legăturile lor, să rupem lanțurile lor. Nu avem nevoie de ele. Și aceasta este uneltirea, complotul pe care îl fac împărații Pământului și judecătorii lumii acesteia. Ia ascultați ce spune Biblia în Ieremia, capitolul numărul 5. Citim de la versetul, ia ascultați ce spune Biblia de la versetul numărul 4. Versetul numărul 4, 3 și de la versetul 3 chiar. Ia ascultați. Doamne, nu vă ochii tăi adevărul. Tu îi lovești și ei nu simt nimic. Îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau o înfățișare mai tare decât stânca. Nu vor să se întoarcă la tine. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa, ei lucrează fără minte pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Versetul 5. Mă voi duce, deci, la cei mari și le voi vorbi, căci ei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Priviți ce spune Biblia mai departe. Dar toți au sfărmat jugul și au rupt legăturile. Ce reprezintă în pasajul acesta legăturile pe care oamenii le-au rupt și au zis: Nu vrem să mai auzim de ele. Este calea lui Dumnezeu, este vorba de legea lui Dumnezeu. Mergem în Ieremia la capitolul 2. Frații și surorile mele, acesta este Adventismul de ziua șaptea istoric. Așa se studia cuvântul lui Dumnezeu în biserica aceasta la început. Și la fel se va studia și se va predica. Acum, când lucrarea lui Dumnezeu este aproape de sfârșit, nu povești, nu istorisiri, nu basme, nu circ, nu portocale aduse în biserică. Cuvânt din partea lui Dumnezeu, puțin aici, puțin acolo. Aceasta este reînviorarea, odihna pe care Dumnezeu vrea să aducă în biserica sa. Amin, frații mei. Asta pentru ca să știți pentru cei care sunteți pentru prima dată la tabără anul acesta, dacă o să vreți să vă mai înscrieți în viitor, să știți la ce juc vă înjugați. Ieremia, capitolul 2. Vrem să citim de la versetul numărul, de la versetul numărul, hai să citim de la versetul 17. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta? Pentru că ai părăsit pe Domnul, Dumnezeul tău, când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa nimbului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce, ama, ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeu loștirilor. Versetul 20. De mult ți-ai sfărmat jugul și ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să mai slujesc ca rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te a întins ca o curvă. Ce spun acești oameni? E vorba de poporul lui Dumnezeu? Nu mai vreau să mai slujesc ca rob, nu mai vreau să fiu robul tău, Doamne, nu mai am nevoie de jugul tău, nu mai am nevoie de legăturile tale care mă păzesc în închinarea adevărată. Vreau să trăiesc în idolatrie, vreau să trăiesc în curvie spirituală. Nu mai am nevoie de legăturile acestea. Ce spune Biblia în Psalmul 2? Că se sfătuiesc împărații pământului și judecătorii pământului zicând. Mergem din nou în Psalmul 2. Ia uitați ce spune Biblia, fraților. Salmul 2, citim de la versetul numărul 1. Dragii mei, în timp ce noi stăm aici, diavolul și agenții lui complotează împotriva poporului Dumnezeu. Există un plan bine pus la punct și mulți dintre copiii lui Dumnezeu se vor trezi înainte de a fi prea târziu. Dar noi mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina din cuvântul său, care este o lumină pe, pentru picioarele noastre, o lumină pe cărarea care duce către împărăția lui Dumnezeu. Amin, frații mei. I-am uitat ce spune Biblia. Versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală. Domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, adică împotriva Domnului Hristos zicând. Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor, adică să ne dezlipim, să călcăm în picioare legea lui Dumnezeu, să ne îndepărtăm de legea lui Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de legea lui Dumnezeu. O întrebare pentru neastră și pentru mine. Va veni un timp în istoria acestui pământ când liderii lumii acesteia, împărații pământului și cu judecătorii lumii acesteia vor lua o poziție împotriva legii și poruncilor lui Dumnezeu? Da sau nu, frații mei? Da, frații mei. Dar Biblia ne spune care va fi reacția lui Dumnezeu la acest complot. Și dacă veți citi mai departe, Dumnezeu începe să râdă. Când îi vede pe împărații pământului gândindu-se că pot să distrugă ceea ce este veșnic, da, doar de Dumnezeu. La fel de veșnic ca tronul lui Dumnezeu de domnie în ceruri. Acum, profeția aceasta din Psalmul al 2, care are o aplicație pentru zilele din urmă și a găsit împlinirea în viața lucrarea, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. În viața Domnului Isus Hristos, împărații Pământului s-au întărătat și s-au mâniat împotriva Domnului Hristos în timpul acela. Mergem în faptele apostolilor la capitolul 4. Faptele apostolilor, capitolul 4. Vreți să înțelegem ce se va întâmpla la sfârșit? Este foarte important să pri privim istoria trecutului. Și dacă vom privi istoria trecutului, putem înțelege mai bine ceea ce stă să vină peste noi în aceste zile din urmă. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 4, și vrem să citim împreună de la versetul numărul 25. Priviți ce spune Biblia. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă noroadele lucruri de șarte? Întrebare. De unde citează aici Apostolul sub influența Duhului Sfânt din ce psalm? Salmul al doilea. Atenție. Și acum ne explică cum și-a găsit împlinirea profeția din acel salm în viața Domnului Hristos în vremea aceea. Atenție. Împărații Pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său în adevăr împotriva robului tău celui Sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta, Irod, și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Acum întrebare pentru dumneavoastră. Aici este prezentată o imagine în care este pusă întrebarea pentru ce se întărâtă neamurile și noi vrem să înțelegem de ce neamurile din vremea Domnului Isus Hristos, puterile care stăpâneau lumea la data aceea, s-au mâniat și au ales să se unească împotriva Domnului Hristos, El care era calea adevărului și viața. De ce neamurile s-au mâniat atunci? Pentru că, dragii mei, neamurile se vor mânia din nou în zile din urmă. Acum, cum se numea puterea profetică după cartea profetului Daniel, care conducea lumea în zilele Domnului Isus Hristos. Ce putere conducea lumea în zilele Domnului Hristos? Roma, păgână, Roma Cezarilor, Roma Imperială. Acum, sunt amintiți aici doi, doi conducători, doi lideri, două personaje ce au avut un rol și s-au unit împotriva Domnului Hristos. Unul dintre ei este Pilat și celălalt este. Irod. Acum, știați dumneavoastră, înainte de momentul persecuției Domnului Hristos, între acești conducători, Irod și Pilat, exista o ceartă. Mergem în Luca la capitolul 23. Luca 23 și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul numărul, citim de la versetul numărul 12. Luca 23 de la versetul numărul 12. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți de mai înainte. Deci aceste neamuri care s-au întărâtat, s-au mâniat și s-au unit împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său Hristos, înainte de a face din Hristos ținta lor de atac, neamurile acestea erau împărțite. Pilat, acest conducător, reprezentantul Romei în teritoriu și Irod din Galileea, aceștia erau certați. Dar la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, au lăsat diferențele la o parte între ei și în amândoi s-au concentrat într-o singură direcție, un singur dușman. Cine? Domnul Isus. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce au avut romanii cu Domnul Hristos? Hai să pun întrebarea altă. Cine a pus lemne pe foc? Cine a fost inițiatorul acestei agende pentru a persecuta și a ucide pe Domnul Hristos folosindu-se de brațul puterii civile, puterea care conducea lumea la data aceea? Au vrut romanii să-l pună pe cruce pe Domnul Hristos? Nu. Cine a fost motorul? Cine a fost promotorul care a lucrat întărâtând neamurile? Cine a fost? Biserica apostaziată, biserica care se depărtase de la credința adevărată în zilele Domnului Hristos. De aceea, când citim din psalmul al doilea, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă neamurile gânduri de șarte, semnul întrebării? Răspunsul este pentru că în spatele mișcării acestor neamuri a existat o biserică apostaziată care a avut o agendă dorința lor de a scăpa de Domnul Hristos. Nu pentru că romanii au vrut să-L persecute pe Domnul Isus. Mergem în fapte în Apostolul la capitolul numărul 3. Faptele Apostolilor, capitolul numărul 3, i ascultat și spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Petru, sub ungerea Duhului Sfânt, vorbește din nou. i ascultat și spune cuvântul. Faptele Apostolilor, capitolul numărul 3 și vrem să citim de la versetul numărul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbații izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochi țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea Dumul, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții. Frații mei, deci, motivul pentru care neamurile s-au întărâtat și împărații pământului s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său în zilele Domnului Hristos a fost datorită unei biserici care complota din spate și care îndemna judecătorii pământului la data aceea, cei care aveau în mână legea lor, pentru că nu îl putea ucide ei, biserica, trebuiau să se folosească de brațul puterii civile. O biserică apostaziată. Cuvântul apostaziată, unii dintre noastre, când au zis cuvântul apostaziată, începe și tremurați. Cuvântul apostazie înseamnă depărtare de la credință, lepădare de la credință. Acum, se ridică altă întrebare pentru noi. Ce a avut biserica cu Domnul Hristos? De ce biserica a fost atât de deranjată de Domnul Isus Hristos, că nu l-au mai putut suporta pe Domnul Hristos și s-a dus la puterea care conducea lumea la data aceea și au zis noi nu putem scăpăm de el. Noi avem nevoie voi să faceți ceva să scăpați de el. Ce deranja biserica la data aceea? Cu ce supăra Iisus la data aceea, frații mei? De ce? Vreau să vă pun o întrebare. Biserica aceasta despre care noi vorbim nu se închinau în ziua, în prima zi a săptămânii. Știți în ce zi se închinau? Frații și surorile mele, dumneavoastră înțelegeți despre ce noi studiem? Noi vorbim despre Biserica lui Dumnezeu. Care n-a mai putut suporta pe cel care era calea adevărului și viața. Dar de ce nu l-au mai putut suporta pe Domnul Hristos? În seara aceasta intrăm cu buldoescavatorul, băgăm cupa puțin. Mâine intrăm adânc de tot, să vedem în mod exact de ce nu l-au suportat. Dar, dragii mei, ei erau deranjați de faptul că Hristos protesta prin predicile lui și vorbea împotriva învățăturilor nebiblice ce mergeau împotriva închinării adevărate în vremea aceea. Și deranjează de faptul că Hristos îi chema pe oameni să se îndepărteze de la învățăturile cărturarilor și fariseilor de la data aceea, în timp ce oamenii erau îndemnați la adevărurile minunate din cuvântul Lui Dumnezeu, preoții care scădeau în popularitate, și cuprinși de invidie pentru că poporul își îndrepta privirea spre Hristos, nu l-au mai putut suporta. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, știți care erau cele două mari partide în vremea Domnului Hristos care erau la conducere și compuneau biserica în zile Domnului Hristos, cele două partide? Farisei și Saduchei. Acum ascultați. Ni se spune că marele preot era ales întotdeauna din rândul saducheilor. Din rândul saducheilor. Acum fiți foarte atenți. La conducerea Bisericii lui Dumnezeu, la data aceea, liderii Bisericii erau oameni care nu credeau în adevăruri fundamentale ale Cuvântului Dumnezeu atunci. De unde știu lucrul acesta? Mergem în Faptele Apostolului la capitolul 23. Hai să vedem în ce nu credeau fariseii și saducheii. Care era învățătura lor? Țineți minte când Isus a zis, feriți-vă, ajutați-mă, de aluatul cărturarilor și fariseilor. Feriți-vă de învățătura lor. Vă imaginați dumneavoastră Hristos să vorbească împotriva învățăturii oficiale. Votate în adunările de sinedriu a conferinței generale la data aceea. Și când Hristos a început să vorbească despre aceste lucruri, oamenii l-au considerat pe Hristos ca unul care atacă biserica. Mă întreb dacă nu și noi facem aceeași greșeală astăzi. Ia ascultați și spune în cuvântul Dumnezeu. Fapte 23. Citim de la versetul. Haideți să citim de la versetul numărul. Citim de la versetul numărul 1. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua de aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să lovească peste gură. Închide gura. Versetul 3. Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu perete văruit. Tu să mă judești după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el i-au zis, îți bat joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis, n-am știut fraților că este marele preot, că ce este scris, pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău Cu alte cuvinte, Pavel a arătat respect chiar și în momentul acela în timp ce a apărat adevărul Și frații mei, cu toată sinceritatea vă spun, mă rog la Dumnezeu să pună el mai, mult, mai multe lacrimi în vocea mea, mai multă iubire Trebuie să arătăm că iubim pe oamenii aceștia. Îi respect din toată inima mea. Un singur lucru nu pot face. Nu pot face să-mi supun mintea și conștiința unor hotărâri ce merg împotriva Cuvântului Dumnezeu. Lucrul acesta nu-l pot face. Și nici Pavel nu l-a putut face. Ia ascultați ce spune cuvântul. Pavel ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii, din învierea morților, sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. De ce? Că saduchei zic că nu este înviere. Nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe... Vă dați seama, frații mei, dacă murea cineva în zilele Domnului Isus Hristos și predicai despre învierea din morți, aveai de face cu partida saducheilor n avei voie să predici despre subiectul acesta Pentru că saducheii nu credeau în învierea morților Și la data aceea, marele preot era din partida saducheilor Adică dintr-o grupă de oameni care nu credeau în adevărurile fundamentale al din cuvântul lui Dumnezeu Doctrinele de bază Și Hristos a început să predice cuvântul Eu sunt calea adevărul și viața Dacă cineva va muri, va trăi, eu sunt învierea și când Hristos vorbea aceste lucruri, vă imaginați reacțiile care erau între oameni? Apropo, dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. Știți că botezul, conform Roman capitolul 6, vorbește despre moartea, moartea, când pui mâinile, pastorul spune, pune mâinile așa, când acum la botez, pui mâinile așa, moartea, cum pune om mortul, are mâinile pe piept. Așa am văzut eu mulți. Și pune mâinile așa și moartea și zice acum și îl coboară în mormânt, da? îl coboară în mormânt și pe cel coboară din mormânt îl scoate la îl scoate la viață și moartea, îngroparea și învierea Domnului Hristos reprezintă ceva. Moartea față de, de păcat și învierea înseamnă învierea la o viață nouă. Mă întreb, e posibil astăzi să avem și noi lideri în biserică care nu cred în învierea din morți? Nu din învierea din morți fizică, ci în învierea din morți spirituală, adică a posibilității că prin puterea lui Hristos și a lucrării lăuntrice a Duhului Sfânt în viața noastră, păcatul poate să fie biruit. E posibil să avem oameni care nu cred lucrul acesta? E posibil ca să avem oameni care nu cred că putem trăi o viață de biruință și că trebuie să biruim păcatul trăind în ascultare, în așteptarea revenirii Domnului Hristos? E posibil să avem astfel de oameni? Nu că e posibil, frații mei. Ascultați-mă cu atenție, sunt majoritatea astăzi. Acesta e motivul pentru care veniți și plângeți la tabără despre situația din comunitățile dumneavoastră. Pentru că lucrurile acestea nu sunt predicate, nici nu sunt trăite cu adevărat. De asta avem lambada acum la nunțile adventiștilor de ziua șaptea. De asta se roagă adventiștii acum să cânte Dan Bittman și holograf la adunările de nuntă. De aceea vedem muzica lumii și mâncarea lumii și îmbrăcămintea lumii. Pentru că noi nu mai credem în aceste lucruri. Pentru că dacă nu e posibil să trăim o viață de biruință, ce standarde? Nu avem nevoie de standarde. Nu avem nevoie de un stil de viață după voia lui Dumnezeu. Și datorită la protestul lui Hristos în vremea lui, frații mei, nu l-au mai putut suporta pe Domnul Hristos. De unde știm? Matei, capitolul 15. Ia uitați ce spune Biblia. Matei, capitolul 15. Ce a avut biserica cu Domnul Hristos? De ce nu l-au mai putut suporta și au zis că trebuie să meargă la moarte? Ia asculta ce spune Biblia. Matei, capitolul 15. Vrem să citim împreună de la versetul. Ia asculta ce spune Biblia de la versetul numărul 1. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și i-au zis. Pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu spală ha mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a răzis. Dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Și acum Isus le dă un exemplu ce se întâmplă atunci. Fiți atenți ce se întâmplat. Dacă cineva avea o proprietate sau o sumă de bani, era un om potent financiar, și el venea la biserică și spunea corban. Adică ce însemna aceasta? Venea și dona, este cuvântul, dona proprietatea aceasta a bisericii. Și spunea, Frații mei, am o sumă de bani sau am o biserică, o biserică, o clădire, o casă, o afacere, vreau să o donez biserici. Farisei atunci ridicau pălăria în sus și spuneau, dă le încoace și acum noi o să închidem ochii și nu o să mai fi acum legat sau chemat de legea lui Dumnezeu să ai grijă de părinții tăi. Pentru că dacă ai făcut donația asta mare spre biserică astăzi, noi o să închidem ochii și o să trecem cu vederea ceea ce tu faci pentru că pe noi ne interesează să ajungă aici, în mâna noastră, să ajungă în mijloace acestea. Ce faci tu mai departe cu cuvântul lui Dumnezeu, nu ne interesează. Ia, asculta ce spune cuvântul aici. Versetul 4. Căci Dumnezeu a zis: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie negreșit pedepsit cu moartea. Dar voi ziceți: Cine va zice tatălui său sau mamei sale. Ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu Eu v-am spus care era de fapt miezul Deci erai absolvit de grijă aceasta să mai ai grijă de părinți Pentru că tu ai făcut o donație bisericii Știți că și astăzi zicem corban? Avem și noi astăzi corban modern Și sunt oameni, frații mei care cu putere financiară au ajuns de-a dreptul să cumpere gura predicatorilor și a liderilor bisericii. Și închidem ochii la apostazii fățișe. Închidem ochii la afaceri deschise în plină zi, în ziua sabatului. Și nimeni nu vede nimic. Elefantul e mijlocul camerei, dar cea mai mare problemă este Andrei Roșian. Și alții de genul acesta. Frații și surorile mele, trăim într-un timp când se repetă Vă imaginați Iisus să fie predicat astăzi cum a predicat? Astăzi să predice ce a predicat acum 2000 de ani Făceam același lucru, puneam pe cruce Dar noi nu facem aplicații la modul în care Hristos predica atunci Și astăzi stăm pe margini să Vorbește de rău biserica Vorbea Iisus de rău biserica când a spus aceste lucruri? Sau poate când a zis în versetul 7 Fățarnicilor Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Degeaba! Și știți dumneavoastră, când au auzit ucenicii cum Isus a răspuns, și au văzut pe liderii aceștia mustrați plecând de lângă Domnul Hristos, s-au dus la Domnul Isus și a zis, Doamne, Doamne, uite, cred că s-a produs o greșeală. Nu știu dacă tu ți-ai dat seama ce ai zis în momentul acesta, dar tu, tu, ai făcut o mare greșeală la momentul acesta. Trebuie cumva să remediem. S-au dus la Domnul Iisus, trebuie să te duci neapărat să, să cauți cumva. Tu îți dai seama că lucrarea ta va avea mult de suferit datorită la ce ai zis. Ia ascultați. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis. Ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis, știi că fariseii au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? S-au -au supărat. Drept răspuns el le-a zis, orice răsat pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Stop! Cum se numește răsadul acela în parabole Domnului Hristos care n-a fost semănat de către stăpâni? o uh. de deci cine era neghina în pasajul acesta. Și acum haideți să spunem împreună. Grâul și neghina trebuie să crească și trebuie să ținem gura închisă când neghina face ceea ce face. Așa a făcut Domnul Hristos. Ce a zis Domnul Hristos? Lăsați versetul 14. Sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Frații și surorile mele, ascultați-mă cu atenție. Ascultați-mă cu atenție. Mulți dintre noi nu realizăm cât de departe s-a ajuns împotriva lui Dumnezeu în biserica aceasta. Mulți dintre noi cochetăm și încercăm să, zicem noi, să ne împrietenim cu oameni care n-au nici o povară pentru adevărul lui Dumnezeu. Niciuna. una. Și eu știu că trebuie să avem dreptate, răbdare, trebuie să avem bunătate, trebuie să avem dragoste. Dar frații mei, de multe ori ne comportăm ca ucenicii și oarecum încercăm să încercăm să să-i transmitem lui Hristos, Doamne, cumva, cumva trebuie să facem în așa fel încât tu îți dai seama câte piedici o să ai. Domnul Hristos a spus, voi nici nu vă dați seama în ce situație sunt oamenii din cauza ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru. Frații și surorile mele, Dumnezeu ne cheamă să ne trezim. Tabăra aceasta este ca să ne trezim noi în primul rând. Hristos a plătit cu viața, protestând împotriva învățăturilor false, împotriva vinului, învățăturilor false, nu în Babilon, înăuntru un în biserică. De unde a citit Domnul Hristos în Matei la capitolul 15? Ia uitați-vă ce spune Biblia, de la versetul 7. Matei 15 la versetul 7, priviți ce spune cuvântul Dumnezeu. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis, norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de... Din ce carte a citat Domnul Hristos aici? Hai să mergem în Isaia. Hai să vedem de unde a citat Domnul Isus. Hristos a citat dintr-un pasaj care descrie îmbătarea poporului Dumnezeu cu vinul învățăturilor false în vremea aceea. Ia ascultați ce spune Biblia. Mergem în Isaia 29, Isaia capitolul 29 și vrem să citim de la versetul numărul 9. Priviți ce spune Biblia aici. Isaia 29 de la versetul numărul 9. Ascultați. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Dar de ce sunt beți, Doamne, dacă nu devin? se clatină, dar nu din pricina băuturilor tale, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duc de adormire, va a închis ochii prorocilor și va a acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetruite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetruită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici Ia citește, el răspunde nu știu să citesc Domnul zice Când se apropie de mine poporul acesta Poporul acesta îmbătat de vin Mă cinstește cu gura și cu buzele Dar inima lui este departe de mine Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină Omenească Cu alte cuvinte Vinul învățăturilor false erau prezente în mijlocul poporului Dumnezeu. Și pentru că Biserica lui Dumnezeu, Biserica aceasta pe care Hristos a venit să o salveze, era îmbătată de vinul învățăturilor false, sub influența acestui vin al învățăturilor false, Biserica nu l-a mai putut suporta pe Hristos. Și au zis, trebuie să facem ceva. În Cartea Ioan la capitolul 11. Ioan la capitolul 11. Frații mei, sunteți cu mine până aici? E clar despre ce am vorbit până acum? Fraților, priviți ce spune Biblia. Ioan capitolul 11. De la versetul numărul 47 are loc în vierea lui Lazar. Mai sus. De la versetul 47 spune așa. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și a zis. Ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamă. Stați că n-am citit cum trebuie, citesc din nou Versetul numărul 47 Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis Noi am primit bani din partea guvernelor lumii ca să împingem vaccinarea în Biserica a lui Dumnezeu dacă lăsăm pe Isus să predice și să protesteze împotriva acestor lucruri, vor veni cei care conduc lumea și care împing aceasta și ne vor nimici instituțiile noastre și școlile noastre și tot ceea ce noi avem, ne vor închide bisericile și mai degrabă decât să luăm poziție pentru adevărul lui Dumnezeu. Mai degrabă, haide să-L ucidem pe Iisus ca noi să rămânem cu clădirile, noi să rămânem cu autorizațiile, noi să rămânem cu acreditările, noi să rămânem cu diplome recunoscute în toate școlile noastre unde studenții învață pentru ca să nu le pierdem după ce am investit toți banii aceștia. Asta au spus atunci, frații mei. Ei doreau să fie, este termenul acesta, political correctness. Sau ei doreau să fie în temă cu mediul cultural. Ce face lumea? Așa ne luăm și noi după lume. Atunci și astăzi. Frații și surorile dumneavoastră n-a știut. Unii dumneavoastră știți sau nu știți. Știți că motivul pentru care s-a făcut atât de multă gălăgie în biserica noastră cu privire la vaccinare și oamenii au scos, fost scoși afară din biserici cu poliția, este pentru că au fost scoase la iveală în cele din urmă providențial, dar oamenii nu au văzut nimic nici acum. Unde s-a arătat că biserica aceasta la nivelul conducerii sus au primit zeci de miliarde de dolari din partea Fondului de Sănătate American pentru ca să împingem politica vaccinării în biserică. Doctorul Conrad Vain, unul dintre cei mai cunoscuți doctori, delegat la conferința generală, a fost delegat și a vrut să aducă aceste lucruri înaintea poporului Dumnezeu. N-a mai ajuns acolo pentru că au făcut în așa fel încât să nu mai ajungă ca delegat. Frații și surorile mele, istoria se repetă în fața ochilor noștri. Ce vreau să vă spun? Au hotărât, dacă citiți mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, a zis, trebuie să facem ceva să scăpăm de el. Biblia, dacă citiți mai departe, spune, a luat hotărâre să-l omoare. Mâine am să vă spun în mod concret de ce. Astăzi rămânem doar cu buldo excavatorul spiritual la ideea că erau deranjați de modul în care Isus Hristos se închina și de protestul pe care îl aveau față de învățăturile nesănătoase. Vinul învățăturilor false. Dar acum când au venit, înaintea puterii politice, înaintea puterii civile, ce ziceți? Statul poate să te omoare pe tine pentru că la tine în biserică unul vorbește despre învierea morților. Puteau să-l condamne Pilat, avem aici unul care vine și predică despre învierea din morți. Vrem ca să-l omori, că ăsta predică la noi în biserică ce nu trebuie. Credeți că acesta a fost motivul care a fost prezentat? Nu, dragii mei. Și acum au venit înaintea puterii civile, biserica aceasta, a venit și a prezentat altfel problema. Au mascat-o. Luca la capitolul 23. Dragii mei, ce s-a întâmplat atunci se va întâmpla la sfârșit. Ia ascultați ce spune Biblia. Luca 23 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 1. Luca 23 de la versetul numărul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu. S-au sculat toți și au adus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l purască și să zică. Pe omul acesta l-am găsit atâțând neamul nostru la răscoală. Oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul Împăratul. De ce l-au acuzat pe Domnul Isus? Instigă poporul la răscoală, nu în biserică, răscoală împotriva guvernului. Adică ăsta este un dușman al societății, ăsta promovează războiul civil. Știți că în America acum se discută din ce în ce mai mult despre războiul civil. Și mai mult decât atât au zis, din cauza lui, nu mai ajung suficienți bani în. Unde? În tezaurul Cezarului. Ei erau deranjați că nu ajung bani la ei. Nu la Cezar. Nu aveau ei treabă cu Cezar. Ei s-au supărat că nu ajung bani la ei. Pentru că oamenii, ascultând învățăturile lui Iisus, nu mai făceau donațiile alea cu corban, pentru că deschideau ochii. Și cum erau ei iubitori de bani, erau deranjați de lucrarea pe care o făcea Domnul Hristos. Cine are urechi de auzit să audă? Ia, ascultați acum. Luca prezintă aici faptul că în dorința de a-l ucide pe Domnul Iisus Hristos, au venit înaintea statului și n-au prezentat cu adevărat ce îi deranja. Protestul lui Iisus și faptul că el promova închinarea adevărată, au venit și au adus altceva înaintea Împăraților Pământului. Cât ați înțeles până acum ce noi am studiat? pentru ce se mânie neamurile? Și pentru ce se întărâtă și se răscoală împărații Pământului împotriva Lui Dumnezeu? Pentru că în spate există o biserică apostaziată, deranjată de adevăr, deranjată de protestul copilului Dumnezeu. Și pentru că vor dori să scape de copilul lui Dumnezeu, vor începe să apeleze la guverne lumii acesteia după tot felul de legi care să salveze economia lumii, care să aducă pace și stabilitate în societate, care să salveze problema planetei cu încălzirea globală, dar cu adevărat această biserică are în plan doar un singur scop: distrugerea Copilului Dumnezeu, care promovează închinarea adevărată. Întrebare, vor fi neamurile mâniate din nou la sfârșit? Se vor mânia din nou neamurile la sfârșit? Mergem în cartea Apocalipse la capitolul 11. Apocalipsa, capitolul numărul 11, priviți ce spune Biblia de la versetul numărul 18. Apocalipsa capitolul numărul 11, de la versetul numărul 18. Frații mei, agenda aceasta înaintează în întuneric. Și în timp ce noi credem că se caută soluționarea crizei economice, soluționarea crizei climatice, soluționarea problemelor civile, răscoalelor în societate, undeva în ascuns, dragii mei, cred din toată inima, diavolul personal se întâlnește cu agenții lui pentru a aduce persecuția copilului Dumnezeu. Împărații Pământului se sfătuiesc. Neamurile se complotează împotriva lui Dumnezeu spunând să sfărâmăm lanțurile, să rupem legăturile celor 10 porunci, să desfințăm prin lege și prin judecători legea lui Dumnezeu. Asta este chiar în fața noastră. Cum se va face? Cu multă înșelătorie. Ia ascultați ce spune Biblia în Apocalipsa 11 cu 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Da. Întrebare. Ce reprezintă mânia lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei? Cele șapte plăgi. Nu mai deschid Notați-vă Apocalipsa 15 cu 1, Apocalipsa 15 cu 7, 16, 1 și 2. Mânia lui Dumnezeu cele șapte plăci. Cu alte cuvinte, neamurile mai întâi sunt văzute mâniindu-se și apoi va urma cele șapte plăci din partea lui Dumnezeu. Întrebare. Ce eveniment va mânia neamurile împotriva copilului Dumnezeu și apoi vor urma cele șapte plăci? Impunerea semnului fiarei. Hai să vedem de ce neamurile sunt mâniate. Mergem în cartea Apocalipsei, la capitolul numărul 18. Apocalipsa, capitolul numărul 18. De ce se mânie neamurile? De ce era mâniată biserica împotriva lui Hristos? Datorită vinului învățăturilor false. Ia ascultați ce spune Biblia. Apocalipsa 18 și vrem să citim de la versetul 1. Aici ne vom concentra pentru următoarele ocazii în studiul nostru. După aceea am văzut coborând un din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut. A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea. Ce fel de vin este menționat? Vinul mâniei, curviei, ei, sub acțiunea acestui vin, neamurile vor fi mâniate. Priviți ce spune Apocalipsa, capitolul 14, versetul numărul 8. Apoi a urmat un alt înger al doilea și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a dăpat toate neamurile. Atenție, din vinul mâniei, curviei ei. Care este influența acestui vin asupra națiunilor pământului? Mânie. Dragii mei, vreau să vă spun, în spatele acestor conflicte mondiale, urmăream acum, Ucraina a intrat pe teritoriul Rusiei. Războiul din Orientul Mijlociu deja acolo oala clocotește. În spatele acestor neamuri care sunt mâniate există o putere care continuă să pună bețe pe foc. Bețe pe foc. Până când în cele din urmă va atrage atenția și lui Rod și a lui Pilat care se certau între ei și a zis știți ceva? Hai să lăsăm conflictul dintre noi, să ne concentrăm la adevărata problemă. Hristos în persoana copilor și a lui Dumnezeu. Și persecuția va începe. Întrebarea este: Care este acea biserică care servește vin pentru a îmbăta neamurile și le-a instiga la mânie? Care este acea biserică? Apocalipsa, capitolul 17, noi identificăm în seara aceasta. Intrăm cu, cu Cupa Mică a do scavatorului. Ia uitați ce spune Biblia. 17 de la versetul 1. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Ce reprezintă o femeie în profeția biblică? Ce reprezintă o femeie stricată, necurată, o femeie curvă, o biserică apostaziată? Deci avem o biserică care servește vinul învățăturilor false, națiunilor pământului și împăraților pământului și sub influența acestui vin neamurile se vor înfuria împotriva Copilului Dumnezeu. Cunoașteți dumneavoastră pasaje din Biblie? Ce s-a întâmplat când împărații au consumat și s-au îmbătat cu vin în Biblie? Vă aduceți aminte un astfel de episod? Când s-a întâmplat lucrul acesta? Daniel capitolul 5. Ce a făcut Belșațar și liderii lui când s-au îmbătat cu vinul Babilonului? Ce au făcut ei cu închinarea adevărată? Ce -a făcut? au făcut? Ajutați-mă! Au o bagiocorit-o. Au călcat-o în picioare. Proverbe 31 și vom încheia imediat. Proverbe 31. Ia ascultați ce spune Biblia. Proverbe, capitolul 31. Ce se întâmplă când împărații pământului consumă vin? Și vorbesc despre vinul învățăturilor false. Proverbe 31, de la versetul numărul 4. Nu se cade împăraților lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. De ce? Ca nu cumva bând să calce ce? legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Frații și surorile mele, la fel cum s-a întâmplat în zilele Domnului Isus Hristos, neamurile se vor mânia și se vor întărăta și vor cugeta lucruri deșarte, împărații pământului și legiuitorii pământului vor spune să rupem legăturile lor, să desfințăm legea lui Dumnezeu. Dar cine este promotorul unei astfel de agende? Nu împărații Pământului? Trebuie să ne uităm puțin mai adânc Este o biserică O biserică apostaziată Care este deranjată de protestul copilor credincioși al lui Dumnezeu, care este deranjată de cei care promovează închinarea adevărată în duc și în adevăr. Este deranjată de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și pentru că această biserică este deranjată, în încercarea de a scăpa de copilul lui Dumnezeu, va face planul în ascuns. Va merge la liderii lumii și va spune trebuie să găsim o soluție pentru criza financiară. Trebuie să găsim o soluție pentru salvarea planetei Pământ. Trebuie să punem o zi deoparte pentru schimbările climatice. Trebuie să punem o zi deoparte pentru salvarea familiei. Trebuie să facem să oprim mașinile să circule în Paris duminica. Trebuie să oprim aceste lucruri și atunci oamenii vor crede că e bine, dar în spate se dorește uciderea celor care promovează închinarea adevărată la Dumnezeul Creator. Ați înțeles lucrul acesta, frații mei? Ce ar trebui să facem noi acum, în timp ce vrășmașul face planuri împotriva lui Dumnezeu? Vrășmașul face planuri împotriva lui Dumnezeu. Vrășmașul plănuiește și uneltește în ascuns cum să-și ducă agenda. Mă întreb, poporul lui Dumnezeu ce planuri face? Dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. Dumneavoastră ce planuri aveți după ce terminați tabără? Dumneavoastră ați auzit ce m-am întrebat? Dumneavoastră ce planuri aveți după ce terminați tabără? Dumneavoastră ce planuri aveți pentru anul acesta? Dumneavoastră ce planuri aveți pentru anul viitor? Pentru că în timp ce noi avem planuri ce n-au de-a face cu Dumnezeu, vrăjmașul se pregătește să ne sfarme când va veni momentul să ne lovească. Și noi nu suntem gata. Pentru că noi suntem implicați în alte planuri, nu planurile lui Dumnezeu. Pe când acum, când înțelegem agenda pe care o are vrășmașul împotriva Cuvântului Dumnezeu, ar trebui să strigăm și noi cum au strigat apostolii când au făcut referire la această profeție. Și vreau să vedeți ce au spus ei și încheiem în această seară. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Frații mei, câți ați înțeles în seara aceasta despre ce am vorbit? E clar? E clar lucrul acesta? Acum, uitați ce spune Biblia. Faptele Apostolilor, capitolul 4, și vrem să citim de la versetul numărul 23. Petru și Ioan li se spune să nu mai predice în templu în numele Domnului Isus. Nu le-au zis să nu predice deloc, le-au zis faceți în așa fel încât să nu predicați adevărul prezent să nu predicați adevărul. Puteți să predicați, dar să nu predicați subiectele acestea. Petru și Ioan a zis, ne pare rău, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai întâi de oameni. Ascultați ce spune versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și l-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrâni. Când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul și toți împreună cu Dumnezeu au zis. Și acum vreau să mă opresc să, fac un, să subliniez un lucru foarte important. Odată ce decizia a fost luată în dreptul lui Petru și al lui Ioan să nu mai predice adevărul prezent, Petru și Ioan s-au dus acasă la cei care susțineau adevărul lui Dumnezeu, le-au zis ce s-a întâmplat în întâlnirea aceea de comitet în care au fost băgați Petru și Ioan și după ce s-a întâmplat întâlnirea aceasta, ei n-au început, frații mei, să stea să discute despre ce vrea să facă Ana și Caiafa împotriva lucrării lui Dumnezeu. Mulți dintre noi, ne pierdem timpul făcând lucrul acesta din nou și din nou când deja ar trebui să fie clar că trebuie să punem înainte în lucrare și să ascultăm de mandatul dat de Dumnezeu. Petru și Ioan nu s-au dus în templu de capul lor, fații mei. Un înger al lui Dumnezeu le-a zis, duceți-vă în templu. Liderii le-au zis să nu mai dăm să pregă. Și au zis, ce să facem acum? Și ei știau. Dar ei nu s-au dus acasă și au început știi. S-a discutat la Ierusalim în comitet de noi și a făcut, leu, ce o să facem? Ba, de capul meu! Frații mei, știți ce au făcut ei? Ceea ce de multe ori noi nu facem. Petrecem foarte mult timp când oamenii aruncă cu bile negre noi și ne munegrez și aruncă noi și ne oprim să luăm bilele aceleași, ne luăm la ei și ne uităm la ele, ne uităm. Vai, ce, ce a zis despre mine? Vai, cum am putut? Și începem acum și în timp ce oamenii vrășmași împotriva adevărului dorm liniștiți acasă, la tine apar firele arbe de păr în cap. Și te îmbolnăvești degeaba am spus, Doamne, și poate că viața mea și copilăria mea și modul în care m-a purtat pe mine Dumnezeu în viață și pe unii dintre dumneavoastră, frații mei, nu le mai iau la inimă. Mă doare atitudinea pe care o văd. Mă doare. Sunt întristat, dar nu pot să fiu, cum să vă zic, să mă descurajez, să mă lamentez, să stau, cum să zic, acolo într-un -un, într colț, sau leu, ce zic despre mine. Cu... Nu, frații mei. Fiți atenți ce vreau să fac și trebuie să facem fiecare dintre noi. Când au auzit ei aceste lucruri despre ce s-au hotărât în comitet și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele de șarte. Brații pământului s-au răsculat. Și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Vă dați seama, în rugăciune spuneau pe de rost versetele acestea. În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău celui Sfânt Isus. Și după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce au zis ei, frații mei? Frații mei, noi dacă ne temem astăzi de niște oameni dinăuntru, deranjați de solile lui Dumnezeu să ne închidem în gura. Dumneavoastră credeți că o să o deschideți când toată lumea vă va căuta cu poliția și ne vor bate la ușă unde sunt pocăiția care despre care se vorbește la televizor. Voi vorbi atunci? Nu vom spune nimic. Vom tăcea așa cum am tăcut și până la momentul acesta. Și de aceea mă rog, ca în seara aceasta să înțelegem, vrășmașul face planuri. Nu ce planuri face pentru Dumnezeu. Ce planuri a pus Dumnezeu pentru inima ta? M-am bucurat să aud frații aici. Fraților, trebuie să facem evangelizarea anul acesta acolo. Trebuie să ne apucăm să lucrăm mai serios. Trebuie să ne apucăm să studiem mai mult. V-am vorbit cu frați, cu tineri, care spun, ajung acasă, mă apuc serios de studiu, mă apuc de predicat, pe internet, pe TikTok, pe WhatsApp. Mă apuc să fac mai mult și mai bine pentru cauza lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, cauza lui Dumnezeu va avea mult de câștigat. Și de aceea aș vrea să mă rog și eu cu dumneavoastră în această seară să spunem: Doamne, dă putere robilor tăi. Să vestească cuvântul tău cu mai multă îndrăzneală. Dă, Doamne, Duhul tău cel sfânt. Nu ne lăsa să ne uităm la descurajări și la probleme. Dă ne putere, știind. Cuvântul tău, să mergem înainte și să facem lucrarea ta, plănuind, rugându-ne pentru ea, sacrificând pentru ea, ca multe suflete să fie salvate în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin? Vă invit să ne rugăm împreună la sfârșit. Tatăl nostru care tronezi în ceruri. Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Hristos te rugăm să ai milă de noi. Starea în care ne găsim ca popor, ca familie și personal. Este o stare de plâns înaintea ochilor tăi, Doamne. Doamne, nu sunt în locul acesta pentru a spune că sunt mai bun. Nu, Doamne. Tu știi care sunt problemele din viața mea? Luptele pe care le am și eu și frații mei. Dar, Tatăl nostru, te rugăm în numele Domnului Hristos, ai milă de poporul tău, Doamne. Ne doare sufletul să vedem cât de departe ne-am de, ne -am, ne -am dus față de simplitatea Cuvântului tău, față de adevărurile cercetătoare, față, față de timpul acesta, pentru timpul acesta. Doamne, te rugăm să ne dai putere. Dă-ne putere ca în seara aceasta să facem planuri pentru tine, pentru creșterea vieții noastre spirituale pentru dezvoltarea relației noastre cu Tine, pentru lucrarea Ta, Doamne, să facem planuri. Să ne pregătim pentru planul care este făcut de către vrăjmași. Și, Doamne, într-un mod deosebit, te rugăm să ne pregătești. În așa fel încât să putem fi martorii Tăi, când vei avea nevoie de noi ca să luminăm pământul cu slava Ta. Facă-se voia Ta în viața noastră, Doamne Dumnezeule. Binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi. Spală-ne în sângele Domnului Iisus Hristos. Dă-ne Tu putere, Doamne, să luăm poziție pentru Tine și pentru adevărul Tău. Ca în felul acesta să poți veni mai curând și să ne iei acasă. Prin Domnul Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.